Există anumite situații în care toate consulturile și investigațiile, chiar și cele mai avansate, că vorbim de tomograf, de RMN, nu pot permite ajungerea la un diagnostic legat de aceste dureri. Este ceea ce noi numim sindromul dureros abdominal de etiologie neprecizată și decât să prescrii tratamente simptomatice fără să știi ce tratezi sau să tot faci și să refaci anumite investigații, ajută efectuarea unei intervenții chirurgicale, laparoscopie exploratorie, care permite de cele mai multe ori identificarea cauzei, dar și rezolvarea acesteia. În toate situațiile de dureri în partea dreaptă jos, dacă nu se identifică o patologie ginecologică, aderențe postoperatorii sau postcezariană, leziuni de endometrioză pelvină sau alte leziuni specifice, se practică apendicectomia. Chiar dacă formele de apendicită cronică sunt foarte rare, se poate identifica în urma examenului anatomopatologic o asemenea formă de apendicită. Iar în situația nedorită, în cazul în care durerile continuă după intervenție, veți ști că această suspiciune de apendicită este exclusă. Această intervenție, la laparoscopia exploratorie, presupune efectuarea a 3 mici incizii, nu lasă cicatrici, o incizie este ascunsă la nivelul ombilicului, alte două incizii de 5 mm sunt sub linia chilotului, presupune o noapte de spitalizare și o recuperare foarte rapidă. Camera de chimioterapie pe care mama dumneavoastră o are montată în acest moment are în mod normal o perioadă de utilizare de 5 ani. După acest interval există prea multe riscuri ca să o păstreze. Nu e vorba doar de o înlocuire propriu-zisă, cea pe care o are în prezent trebuie în primul rând suprimată, iar montarea unei camere noi trebuie făcută de partea opusă tumorii de sân. Cele două proceduri au loc sub anestezie locală, dar și cu analgosedare oferită de anestezist pentru confortul dânsă. Odată montată camera, poate fi utilizată de a doua zi și are o perioadă de utilizare de aproximativ 5 ani. În acest interval, orice investigație imagistică de genul tomograf, RMN, necesară monitorizării unui pacient oncologic, poate fi făcută fără probleme. Acest ceva pe care noi am putea să-l facem este legat de noțiunea de profilaxie, aspect foarte puțin întâlnit deocamdată în medicina românească. Există o serie de măsuri care pot preveni cancerul, și anume evitarea stresului, o alimentație mai corectă și o mai atentă autoevaluare a stării generale, semnalele de alarmă fiind cele legate de o scădere ponderală inexplicabilă, lipsa poftei de mâncare, dureri inexplicabile, persistente, sângerări diverse. Aceste simptome nu trebuie neglijate și se impune un consult de specialitate. Pe de altă parte, există și o serie de investigații pe care putem să le facem profilactic. Nu foarte multe, din păcate, și nici nu ne putem supune periodic efectuării unei tomografii RMN sau PET-CT, etc., în încercarea obsesivă de a prinde cancerul din timp. E util să facem o colonoscopie screening, un examen periodic Papanicolaou, o ecografie și o radiografie mamară, o examinare ecografică periodică abdominopelvină sau o ecografie transvaginală în timpul consultului ginecologic, o examinare dermatologică de asemenea. În curând, testele genetice care să ne avertizeze asupra riscului propriu sper să fie mai accesibile și să existe ghiduri de profilaxie în acest sens. Din păcate, pe de o parte, medicina de familie nu-și asumă acest rol de recomandare a măsurilor de profilaxie, iar pe de altă parte, noi ca nație avem în genere o atitudine de respingere a bolii, gândim, nu mi se poate întâmpla mie. Deocamdată, din păcate, majoritatea cazurilor oncologice sunt diagnosticate în faze avansate. Deși chiar și decidenții politici au înțeles că e mai ieftin să faci profilaxie decât să tratezi, aceste măsuri nu se regăsesc deocamdată în practica medicală. Cred că mai avem nevoie de câțiva ani pentru a avea o medicină preventivă eficientă, similară celor din țările vestice. Bună ziua! Toate durerile din partea de sus abdomenului impun efectuarea, într-o primă fază, a unei ecografii abdominale. Dacă această ecografie confirmă suspiciunea dumneavoastră, vedeți că faceți crize de colecist,
adică prezența unei probleme a colecistului și a pietrelor la acest nivel, prin faptul că sunteți simptomatică, se impune intervenția chirurgicală, colecistectomia pe care laparoscopică, ca o urgență amânată. Nu mai explic necesitatea acestei operații pentru că am făcut-o în multe din intervențiile mele. În cazul dumneavoastră, simptomele pe care le aveți, și anume aceste colici biliare care au devenit foarte frecvente, anunță o complicație iminentă. Sunt pacienți care, deși se cunosc cu pietre la fiere de 20 de ani, nu au făcut niciodată colici biliare. Nu i-au durut în niciun fel abdomen. Dar prima colică biliară poate să corespundă unei complicații majore, gen colecistă acută, iterul mecanic sau chiar pancreatic. Și alți pacienți care fac colici biliare regulate și la un moment dat devin atât de dese, subintrante cum îl numim noi, abia ies dintr-o colică și intră în alta, aceștia, ca și dumneavoastră, au nevoie ca intervenția chirurgicală, colecistectomia laparoscopică, eu o fac într-o variantă SILS, adică o mini-incizie la nivelul ombilicului, să fie făcută cât mai repede posibil, înaintea apariției complicații. Bună ziua! Polipul dumneavoastră de la nivelul colonului drept, diagnosticat colonoscopic, deoarece nu poate fi excizat în această procedură, impune rezecția lui chirurgical, cu atât mai mult cu cât este cu risc mare de malignizare, ceea ce numim displazie înaltă. Nu am să insist asupra indicației chirurgicale. Am explicat în nenumărate rânduri că astăzi știm că un cancer de colon nu apare din senin, ci pe un polip nediagnosticat la timp, care într-un interval relativ lung se transformă și dă naștere unui tumor. Prin faptul că dumneavoastră aveți un polip diagnosticat din timp, dar având mare potențial cancerigen, înțelegem desigur indicația chirurgicală, respectiv nevoia rezecției excizii acestui polip. Pentru că în multe din situațiile în care polipii foarte mari, biopsiați, au ieșit în final ca rezultat histopatologic după ce s-a făcut excizia tumorii ca fiind deja tumoră malignă, întotdeauna rezecția unui asemenea polip de pe colonul drept se face ca și când vorbim de o tumoră patentă malignă. Deci vom face o hemicolectomie dreaptă, o intervenție extinsă cu viză oncologică. Desigur că eu am să vă propun această intervenție pe cale laparoscopică. Din această procedură se scoate aproape jumătate din colon, colonul drept, și toți ganglionii corespunzători acestei porțiuni drepte a colonului, adică în limite oncologice, și ulterior refacem continuitatea digestivă, adică coasem capetele de intestin rămas. Procedura se efectuează prin incizii extrem de mici, de 5 sau 10 mm, și e nevoie de o incizie de 8-10 cm, pe care eu o efectuez supra și sub umbilical, de care am nevoie pentru a scoate segmentul de colon rezecat în afara abdomenului. Pentru că punem în practică anumite măsuri de fast track surgery, ceea ce numim un ansamblu de măsuri pre, intra și postoperatorii, mai deosebite. Recuperarea pacientului este foarte rapidă, de multe ori după o intervenție în care se stătea în varianta clasică chiar și 2 săptămâni în spital. Astăzi pacientul poate fi externat 3-a sau 4-a zi postoperator, având deja tranzitul intestinal reluat și toleranța digestivă bună. Cu siguranță, propunerea chirurgicală pe care am să vă fac este pe cale laparoscopică. Mai mult decât atât, există 2 proceduri chirurgicale laparoscopice. Pe cea pe care am să vă propun eu este cea de rezolvare pe cale extraperitoneală, cea mai modernă, prin care nu mai intru în cavitatea abdominală, ci direct într-un spațiu între perete și cavitatea peritoneală, insuflând progresiv aer, creez acest spațiu, identific și reduc hernia, montez o plasă, de obicei largă, de 14x12 cm, între defectul peretelui și peritoneul, sacul herniar redus, plasa care va deveni o structură solidă și recidiva în felul acesta este exclusă. Intervenția are loc prin doar 3 mini-incizii de 10 mm, respectiv de 5 mm și desigur că se va face în același timp pe ambele părți și nu 2 operații diferite.
Faptul că vă rezolv bilateral hernia în același timp chirurgical nu înseamnă ospitalizare mai lungă, nu înseamnă dureri mai mari sau o perioadă de recuperare mai lungă. Veți fi externat a doua zi după intervenție, având voie să faceți eforturi obișnuite, mers, urcați scări, condus mașină, dar fără să ridicați greutăți mai mari de 5-7 kg timp de 6-8 săptămâni. Acest interval este necesar ca plasele să devină o structură solidă și ulterior să intrați într-un ritm de viață normal, inclusiv să fiți capabili de eforturi fizice importante, cu atât mai mult cu cât sunteți o persoană tânără. Sfaturile pe care le-am oferit nu trebuie în niciun caz să înlocuiască un consult de specialitate.